Bună ziua, dragii mei! M-am întors cu partea a doua pentru cei născuți în Zodia Balanței, pentru partenerul, partenera voastră, dar nu uitați, repet, că puteți fi voi în această poziție și ei în poziția anterioară. Am încercat în pauză să clarific câteva cărți și o să vă spun cam acele câteva detalii care ar trebui adăugate. Dar haideți să, să, continuăm citirea pentru partenerul vostru. În sufletul lor, ce au? 8 de băte pus sus în jos. De obicei, optul de băte reprezintă un mesaj. Adesea este asociat cu un mesaj pe Facebook, e-mail, telefon mobil, text, SMS. Pentru că vine de la distanță, după cum vedeți, săgețile aterizează, da? Deci vine, ar trebui să vină. Faptul că este în poziție inversă, poate se exprime dorința partenerului vostru de a comunica cu voi. Asta, în cazul în care nu sunteți apropiați unul de celălalt, sunteți la o distanță, Oarecare, da? Dorința lor de a comunica și totuși imposibilitatea. Poate din niște motive nu reușesc să transmită toate aceste opt săgeți, da? Opt idei, opt emoții, opt dorințe, da? Din acest motiv ați avut și ca și energie comună asul de spade în poziție inversă. Am spus mai devreme, chiar din partea întâi, probleme de comunicare. Din niște motive. Din niște motive. Unul dintre voi sigur suferă. Că el suferă, că suferiți voi, știți mai bine. Celălalt cred că simte, da, simte, totuși focul cu aerul se susțin. Faptul că sunt în, în poziția inimii, când simt că este o oarecare corespondență. Poate tocmai pentru că știu că suferiți, nu vă pot comunica tot ce și-ar dori. Pe de o parte, pe de o parte, în cazul în care ei suferă, da, vă gândiți dumneavoastră la ei care ar suferi, aceasta explică de ce nu reușește să comunice. Însă, Aș fi vrut să merg cu citirea liberă, dar, în continuare, dar, totuși, simt nevoia să, să vă explic câteva cărți care au venit în clarificare. Am spus mai devreme, da, în prima parte, că acest 10 de spade reprezintă un ciclu de suferințe pe care îl încheiați. Repet, poate, poate sunteți dumneavoastră, poate este persoana aceasta care vă apare în etalare, poate este altă persoană. Clarificarea a venit așa. Faetonul și 5 de spade. 5 de spade reprezintă un conflict, un argument. Faetonul de obicei reprezintă racul sau casa a patra. Simt că unii dintre voi, tocmai pentru că ați avut niște conflicte acasă cu cineva acasă, ați acumulat această mare suferință. Simt că unii dintre voi v-ați dori să plecați, da? Aceasta e o carte care exprimă mobilizare și să nu uităm că aveți și, și șase de spade ca și dorință mentală să vă detașați, să plecați dintr-un loc care nu vă, nu vă ajută deloc, da? Din niște ape tulbure, tulburi. Ei, v-ați dorit să plecați și poate cineva de acasă sau din mediul vostru v-a stat în cale și ei s-a s-au creat niște discuții, niște argumente, niște certuri, da? Care au adăugat noi săbii la această stare de suferință. Ca și clarificare la șasele de spade, ați primit regina de cupe, ceea ce este o energie foarte frumoasă. Repet, nu-mi place să mă fixez pe zodii, că e zodie de apă, bine, că nu, Uh, tot bine, important este că vă apare ca și clarificare, vă doriți să călătoriți către cineva sau să întâlniți, dacă nu ați întâlnit încă, o persoană, să nu uităm că aveți și cavalerul de cupe, da, într-un final în februarie, o persoană care este blândă, care este... Uh, delicată cu voi, care își dorește să vă hrănească emoțiile, sentimentele și chiar fizic, dar cu diferite gesturi plăcute. Această regină de cupe este una dintre cele mai benefice cărți care ar putea explica și ar putea vindeca o situație de genul celei ce am spus-o mai devreme în partea întâi. Acum, am revenit la 8 de băte în, în, poziție inversă. Am încercat să o clarific și ce am primit? Am primit cavalerul de cupe. Să nu uităm că la aveți și voi. Cu siguranță cineva își dorește în această relație să vină să se exprime foarte sentimental și foarte emoțional. Poate această persoană încă nu știe cum să călătorească, da? Și cum să, să vină întâmpinarea dumneavoastră. Dar își doresc. Se gândesc frumos, poate vă așteaptă pe voi să veniți să călătoriți mai aproape de ei. Există niște blocaje în comunicare, dar, cel puțin cu această persoană care v-a apărut în etalare, cred că aveți o corespondență foarte frumoasă, emoțională. Suferințele simt că le-ați avut din alte direcții, de la alte persoane, poate să. Poate aceste persoane să fie de acasă pentru că avem semnul oracului, dar reprezintă casa patra? Poate. Mai mult sau mai puțin. Dar cred că această persoană, în momentul ăsta, își dorește să vă transmită ceva frumos. La ce se gândesc ei? La valetul de monede, care ea reprezintă un mesaj, da? Faptul că nu reușesc să vă transmită mesajul emoțional e una, ei totuși se gândesc cum ar putea să o facă, poate își doresc să vă transmită un, un cadou, da, de împăcare sau de pur și simplu de, de bine dispunere. Această persoană ține o monedă, da, ce ar putea să fie? Un cadou, o atenție sau, sau își doresc, își doresc să studieze problema, Adesea, valetul de monede poate să fie și o persoană foarte studioasă, da? să studieze problema, să vă studieze pe dumneavoastră și să vină cu o ofertă practică. Cu o ofertă practică care să vă scoată din situația în care sunt. Cred că intențiile lor, așa cum văd cărțile, sunt bune. Sunt bune. Și suferința pe care ați, ați resimțit-o nu este musai de la această persoană. Cum se manifestă în public și cu dumneavoastră șapte de, de băte. Este un, o persoană de semn de foc, berbec, leu sau săgetător, dar cred că au pasiunea să se lupte pentru dumneavoastră, să se lupte pentru relație, în cazul în care relația din niște motive scârție sau nici măcar nu s-a format. Deci își doresc să se lupte pentru dumneavoastră, și ca și clarificare, au primit șasele de, de băte pe care îl au deja în cărți. Au de două ori șase de băte. Deci, cred că undeva situația dintre voi se va rezolva, va ieși victorioasă, dar persoana își face foarte multe griji pentru, pentru voi. Pentru voi. Șaptele de băte este o persoană defensivă, într-adevăr, dar are motive de, de a fi așa. Oamenii sunt invidioși pe un succes pe care ei l-au avut. În relația cu voi, poate vă înțelegeți atât de bine încât oamenii din jurul lor îi, îi atacă într-un fel sau altul. Poate e o situație la locul de muncă și din acest motiv trebuie să se manifeste atât de. de defensiv, să-și păstreze locul de muncă sau să-și păstreze poziția. De ce le e frică? De cavalerul de spade. Uh, poate să fie o persoană în semn de aer, gemen, vărsător sau balanță, foarte geloasă, foarte isteață, foarte geloasă și foarte iute. În cazul în care nu sunt ei, această persoană, din niște motive, poate cineva din trecutul vostru, din viața voastră, se manifestă așa gelos Poate să fie acest rege de, de băte, o persoană geloasă, da? Și să le, le fie frică că această persoană ar putea să intervină în relația dintre voi. Poate, vă dau mai multe variante, poate este dorința lor de a se exprima, dar le teamă să, să fie prea vigilioși, prea rapizi în exprimare sau în, în felul în care vă abordează ca să nu vă rănească. Probabil că ei simt că aveți o delicatețe și ei își doresc să se poarte ca acest cavaler de cupe, da? Și-ar dori să vină, să vă apere, să vă fure și să vă ducă undeva departe într-un loc mai bun, da? Dar își dau seama că această atitudine nu este constructivă și gândesc că e mult mai frumos să vină cu blândețe. Așa simt. Acum, ce-o fi? Știți mai bine. ce își doresc? Își doresc șase de bătești, și să nu uităm că au avut-o ca și clarificare la acest șapte de băte în poziția casea 10 -a sau al martelui lor, felul în care acționează. Își doresc victorie cu dumneavoastră. Își doresc succes. Își doresc ca relația dintre voi să, să fie de succes. Să, să Culegeți laurii luptelor și, și strădanilor prin care treceți. Poate să fie la locul de muncă, repet, își doresc un succes și odată succesul ven câștigat să fie apt să-l împărtășească emoțional, financiar cu voi. Este posibil și această variantă, da? Oricum, au de două ori șase de băte și asta exprimă clar o reușită. Ori în relația voastră, repet, ori profesional. Ca și final pentru februarie, au 8 de spade, ceea ce reprezintă o persoană care este foarte. care se gândește obsedant la ceva. Posibil se gândește obsedant la voi, pentru că sunteți semn de aer. Cum să vă scoată din această. E clar că o persoană care. Aici vedeți și voi imaginea. O persoană care parcă ar fi într-o cușcă, o cușcă mentală. Poate sunteți voi, care vă doriți să ieșiți dintr-o perioadă de suferință, cum am zis și în partea întâi, da, nu știți cum. Și ei se gândesc odată cu voi, încearcă să caute soluții. Încearcă să caute și uh, caută atât de mult încât, ca și clarificarea, au primit nouă de spade, pierd nopțile, se gândesc că își fac griji, poate au și coșmarul. Da? Și totuși, pe lângă acest nouă de spade, a mai venit și asul de cupe. Ceea ce, în cazul în care într-adevăr treceți prin niște perioade dificile, confirmă că spre sfârșitul lunii, februarie, ar trebui să începeți să experimentați o nou, un nou stadiu al dragostei, al relației dintre voi doi. Aveți multe cupe care confirmă rezolvarea problemelor că sunt financiare, că sunt emoționale, că sunt relaționale, că e vorba de această persoană sau de alte persoane din mediul în care sunteți, job, familie, da? care vă creează probleme, aveți cel puțin, uitați-vă și voi, valetul de cupe, regina de cupe, da, regina de cupe, la voi ca și clarificare, aveți valetul de cupe și voi și ei, ce mai au? Asul de cupe. Deci simt că există o rezolvare. Dacă e vorba de o boală, se va vindeca persoana. Dacă e vorba de o situație conflictuală, se vor rezolva conflictele. Din niște motive, ceva nu merge acum la început de februarie, de, la sfârșit de ianuarie. Dar, ui, uite, și să nu uiți și 10 de cupe. Aveți foarte multe cupe și toate benefice. Cupele pot fi și ele triste. Dar tot ce văd este pozitiv și cred că într-un final, spre sfârșitul lui februarie, ceea ce nu merge în acest moment se va rezolva. Cam aceasta ar fi citirea mea pentru cei născuți în Zodia Balanței, pentru februarie. Poate aș încerca un mesaj, un oracol de la Dori Virtue. Să vedem dacă reușesc. Balanță februarie 2019. Un sfat pentru balanță februarie 2019. Un sfat, vă rog frumos, pentru balanță februarie 2019. Încerc un sfat care să vă susțină de-a lungul lunii februarie. Justice, justice, trust. Da, foarte frumos. Trust și justice. Adică aveți încredere în justiție. Justiția reprezintă balanță, da? Uh.